Bună ziua, bună ziua și bine ați venit sau revenit la un nou haul YesStyle. Ce am primesc versus ce comand sau ce comand versus ce primesc? Să vedem. Am aici niște hainuțe și niște produse cosmetice, pentru că pe YesStyle găsești haine ieftine, ca și calitate, ca calitate, trebuie să fii atent. De obicei vă sfătuiesc să cumpărați haine care au, cum se cheamă, care au review-uri, ce sunt alte parte de hainele pentru care nu au review-uri, pentru că sunt pățită. Uite, fix în clipul ăsta, sunt pățită. Găsiți haine de bună calitate, dar și haine ieftine și care nu arată deloc în poze. Pățită, o să vedeți ce se întâmplă în clipul ăsta. Așa că cel mai și cel mai bine este să comandați hainele care au review-uri și vedeți, dacă zic că e bună calitatea, nu e bună, arată că pozele, nu arată că pozele. So, așa sunt fiind spuse, haideți să trecem la treabă. Eu, nu să vă ascund, sunt influencer asta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că lunar îmi trimit un cupon prin care eu să-mi cupăr niște hainuțe, niște chestiuțe de la ei pe site și să vi le arăt vouă. Nu sunt plătit să fac treaba asta, un fel de barter, să zicem. Ei îmi dau cuponul, eu mi-e leg hainuțile și vi le arăt vouă și mai dau și un cod de reducere. Acesta este It's Sanite. Dacă folosiți codul meu de reducere, fiți atent ce este în spate, tot de pe este îmbrăcat aceasta. Trebuie să-l băgați la rewards code, că nu funcționează dacă îl treceți voi la cod de reducere, la rewards code. Și dacă folosiți și link-ul, atunci crește reducerea. Deci, happy shopping! Și, încă un anunț, până să vă arăt ce minunat. Dacă vă place să postați în mediul online, atunci puteți să deveniți și voi influencer YesStyle, ce să faceți fix ca mine, dacă aveți măcar 450 de abonați pe Instagram, pe Facebook, pe Pinterest, pe TikTok, sau o să vă las link-ul pentru a deveni influencer YesStyle în descriere. Și acum haideți să trecem la treaba, să vedem cu lucrul nașpa, ca să fie treaba. Dar nu cumpărați treaba asta. Este o mare dezamăgire, calitatea e proastă, nu arată absolutamente deloc în poze și, ce să mai și vezi, este și mărime XL, dacă credeți așa ceva. Rochița asta se presupune că ar fi rochița asta. N-are nicio treabă, niciun... Ce zici? Pizza, I don't know, probably. No, it's ok. N-are nicio legătură una cu alta. Culoarea e diferită. Nu vă recomand, dar e bine că nici nu mai am, că am verificat dacă mai e rochița asta, nu mai e pe site. Deci ăsta e un exemplu de așa nu. Eu m-am riscat, că dacă nu sunt banii mei, știți ce mă doare. Cam asta e treaba, de asta eu pot să experimentez și să-mi găsesc stilul și să găsesc o piesă ca lumea sau o piesă nașpa. Uite, rochița asta e super calitativă, super drăguță, super, 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 tot de pe YesStyle e luată. Dai kicks-ul câteodată. Asta nu o recomand, v-am zis. O porcărie, efectiv mă simt păcălită. Dar nici măcar nu încearcă să semene, nici măcar printul nu e același. Că zicem, de obicei se mai întâmplă să fie printul asemănător, croiala asemănătoare, dar materialul diferit, dar nu are nicio treabă. E efectiv o porcărie. Nu vă recomand de nicio culoare. Next, avem un lucru care sper eu să-mi vină. De ce zic treaba asta? Pentru că e pare scurtuță, dar mi s-a părut super drăguță și îmi place. Asta, dacă îmi vine, adică dacă nu e foarte scurtă, atunci e o rochiță foarte, foarte drăguță de vară, de... chiar una super, super drăguță. Mă simt ca o zână și materialul e ok, nu e... E ok, efectiv e ok, se vede diferența între ăla și ăla. Și place sidef-ul ăsta, mi se pare super, super, super drăguț și sper să-mi vine. Următorul, aici am, văd că am niște produse cosmetice, parcă. Următorul lucru, sunt niște cirechi, le iau foarte random, să știți. Am 3 perechi de șosete, dar una este la spălat, că deja am purtat. Șosete, să vedeți ce șosete am. Șosete, fata mea, cu fundițe, că e de asta. Asta îmi lipsea mie, șosetele cu fundițe.
super drăguțe șosetele cufundite și eu nu știu ce fac cu șosetele, dar le rup și la prima portare rup șosetele. Deci cred că de acum înainte în fiecare hol iese, o să vedeți un set de ciorapi, pentru că sunt mereu în căutare de ciorapi, că sunt anihilatoare de ciorapi, nu știu cum sunt. Foarte drăguți sunt. Și mai era unul totul la fel cu fundițe, v-am zis, trei perechi, dar una de la sprat, că deja am purtat-o. Uite și asta. Tot de pe este, nu vreau, tot de pe este, le îmbrăcat și este, că sunt și haine de băieți. Următorul e o chestie super drăguță, Cookie nu e îmbrăcat de pe este, dar are colier de pe este. Următoarea chestie e ceva super drăguț, îmi place super mult și de bine aștept să port. Mie verdele nu-mi place, dar verdele ăsta, nu se schimbă situația și mi se pare că mă și avantajează culoarea asta. Da? Nu? Să mai vine roșu, bineînțeles, dar nu stă rău nici în culoarea asta. E superbă rochița asta. Să știți că au și haine de iarnă, dar eu nu mai are rost să-mi cumpăr haine de iarnă, că eu vă arăt haine de primăvară, vară, dar eu nu mai are rost să-mi cumpăr haine de iarnă, că la mine e deja cald, adică e ca o primăvară la mine deja și de asta. Am suficiente pulovere, deci eu vă arăt haine de vară. Foarte drăguță e rochița asta și de bine aștept să o port. Când o să o port, nu știu, fac eu timp oricum. Next, tot o rochiță. O rochiță nu e stilul meu, dar am cumpărat-o pentru simplu fapt că e 3 dolari. Și dacă ei nu suport, eu dau altcuiva. A fost 3 dolari și de o calitate chiar bună, adică n-am nicio treabă. Uitați, material din ăsta. Vedeți? Dar mie nu prea îmi plac rochițele pe corp. Din ce motiv? Că am șoldurile late și nu mi se pare că e ceva pentru mine, dar așa e super drăguță. 3 dolari, mi se pare pupu. Super! Next! Tot o rochiță și după am ceva absolutamente genial, așa că așteptați. Am o rochiță. Sper să-mi vină, cred că vine. Mi-e frică de șolduri, că mai am una, tot din seturile astea. Îmi vine fata, sigur. Care mie un pic îmi stâmpă pe șolduri, este tot la fel un verde din ăla deschis. Am luat-o un set cu sacou și cu rochiță, foarte drăguț setul, dar mă cam strânge rochița. E, și acum am gândit să iau una albă, tot la fel, vine și cu sacou, super drăguț. M-am gândit să iau albă pentru că am sacou albastru, am sacou roz, am sacou ăla verde, deci pot să fac o ținută super drăguță, purtând o rochiță și un sacouaș. Făcut dezastru, aruncați-mă asta peste rozica. Stai să vă arăt ceva. Următorul lucru, cred eu că e lucrul meu preferat din tot holul. Și o să înțelegeți ușor de ce. Pijama. Dar nu orice fel de pijama. Cerul îmi pare că nu am spălat-o, că puteam să port. Pijama. Cu inimioare și roz. E și varianta pe alb. Dar mi-a plăcut în poze, îmi place mai mult aia albă, dar în pozele de review îmi place mai mult asta. Dar și aia albă e de efect, așa. Mamă, pentru Valentine's Day și pentru orice zi anului, mi se pare genial! N-ai cum așa. Ador, ador, ador. Deci da, pijama. Asta e, vă zic sincer, cu siguranță obiectul meu preferat. Vă zic, și șosetele îmi plac super mult. Îmi plac și rochițele. Au, în afară de aia ciulită. Acum am colanță și că să nu-i piciorul meu. Acum haideți să vă arăt produsele cosmetice pe care mi le-am luat și o să începem cu lucrul ăsta pe care am și folosit. Este o mască de noapte, o mască de dormit, sleeping mask, nu este o mască de dormit, sau mă rog, este în sensul că o pui la finalul rutinei de skincare și o las să acționeze ca un sandwich, efectiv nu ca un sandwich, ca un scut, nu știu, tot ce ai folosit înainte să vine ca un înveliș și să sigileze. Și asta să vine și cu proprietățile ei. Îmi place că nu trebuie să folosești mult. Un piculet așa, cu o bobiță și îți ajunge pe toată fața și ideea e ca a doua zi dimineața. Încă îmi simt și mi-arată fața uleioasă, adică toate produsele pe care le-am pus acolo chiar au stat și ea. Mie îmi place super mult să folosesc măștile de noapte. Mă trezesc cu un ten așa mai hidratat, mai plumped, mai. O folosesc de câteva zile, nu pot să zic că în afară de treaba asta, asta este un lucru pe care l-am observat că mă trezesc dimineața cu ea. În afară de asta nu pot să zic că wow, cu ce ten mă trezesc. Stai mă, wow, așteaptă.
Da, îmi ține tenul hidratat. Și asta este cu vitamine, deci să vedem dacă o să aibă și efect luminant, dacă o folosesc un pic mai mult. Apoi, haideți să vedem ce mi-am mai luat pe aici. Sunt de groază. De ce sunt de groază? Că dacă îmi urmăriți hodurile YesStyle, știți că am cumpărat plamele astea de păr. Cred că asta rozi a patra oară și asta albastră e a treia oară când le iau. Le rup. Pe asta albastră, când am cumpărat-o prima dată, am zis că am grijă de ea, că pe aia roz n-am avut să-mi grijă de ea și am rupt-o. Și mă, nici n-am apucat să o port, că m-am așezat pe ea și am rupt-o. Sunt niște clame de păr super drăguțe cu fundițe și le tot rup. Asta roz nici nu ce am făcut cu ea, am pierdut-o, am rupt-o pe asta albastră, am dormit cu ea și m-am așezat noaptea pe ea și a s-a adus. Da. Clamele astea, deci sper că să, nu mai zic nimic, că parcă vă că iar clanța. Și ultimul lucru pe care mi l-am cumpărat este un set de pensule. Un set de pensule roz, pentru că nu prea sunt mulțumită de pensulele pe care am, le am și zic să vedem cum o fi. Și îmi trebuie multe pensule de ochi. Și am văzut că au review-uri ok, adică nu sunt cele mai bune pensule, dar sunt pensule ieftine și pentru prețul pe care îl au, zic oamenii în comentarii că își fac treaba foarte bine. Și asta nu-mi luat. Să vedem cum vor fi. O să le folosesc, azi nu pot să le folosesc, că n-am voie să spăl azi, că e anul nou chinezesc și nu este voie cu spălatul. Poate chiar ok, nu se pare ok. Și sunt drăguțe, că sunt roșu, cum să nu. Acestea sunt pensulele. Și da, ce să zic, acesta este haul-ul meu YesStyle. Am dat cura mă și o sunt bine. Acesta este haul-ul meu YesStyle. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi care este lucrul preferat. De ce vă întreb chestiile astea? Ca să mă ajutați. Că atunci când comentați, ajută algoritmul. Mă ajutați când comentați. Deci lăsați o inimioară, o fundiță, un fătură și răspunsul la întrebarea asta. Dați un like, la fel mă ajută. Și abonați-vă, pentru că până de ziua mea, până în aprilie, doresc să strâng 30.000 de urmăritori. Se poate? Se poate? Eu zic că se poate. Hai, pupici cu scripici și ne vedem data aviatoare. Bye, bye!